Dacă viața mi-a putea oferi încă o dată șansa de a regăsi clipele ce-au fug și s-au risipit și tot ceea ce împreună am clădit, portând mereu doar privirea ta. Realitatea nu o pot accepta. Ieri erai cu mine, azi nu mai ești. Ce s-au scris cândva au fost doar povești. Tu spuneai mereu trăiește-ți clipa. Viața nu s-a putut ierta. Tu ești sus acolo printre îngeri. Mi-a rămas doar amintirea ta. Vei rămâne în gândul meu, la bine și la greu. Iar tot ceea ce-am făcut împreună ne va lega mereu. Vei rămâne în gândul meu, la bine și la greu. Iar tot ceea ce-am făcut împreună tu. Amintirea se așterne în trecut. Ieri erai un suflet nevinovat. Astăzi îngerii din cer mi te-au luat. Parcă ieri trăiam speranțe și vise. Parcă ieri aveam tot ce ne-am dorit. Tu spuneai că viața merge înainte. Mă întreb oare chiar s-a sfârșit. Știu că mă auzi. Este poate ultima oară când te privesc în ochi. Ultima oară când îți văd chipul. Ultima oară când îți vorbesc. Lacrimile nu-ți pot șterge amintirea. Ai ales un drum pe care nu există suferință, nici durere. Mi-e greu să accept, însă, independent de noi, viața merge înainte. Speranțe și vise. Parcă ieri aveam tot ce ne-am dorit. Tu spuneai că viața merge înainte. Mă întreb oare chiar s-a sfârșit. Vei rămâne în gândul meu, la bine și la greu. Iar tot ceea ce-am făcut împreună ne va lega mereu. Știu că ești Domnul.
oceanele cumplit vuiesc. Doamne, dă-mi puteri să biruiesc. Tată, știu că Tu ești vegheator. Stau liniștit, știu că ești Domn. Doar în Hristos mă odihnesc, mă odihnesc. Puterea sa în liniște-o găsesc. Ascultă cu mine! Când oceanele oceanele cumplit vuiesc, Doamne, dă-mi puteri să biruiesc. Dacă știu că Tu ești vegheator, stau liniștit, știu că ești Domn.
al nostru, mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, pentru El Mântuitorul nostru, pentru El mângâierea noastră, pentru El speranța noastră. Mulțumim că și în aceste momente de jale, chiar dacă inimile noastre plâng, chiar dacă ochii noștri varsă lacrimi, avem această speranță vie, sigură, veșnică, că vom fi cu Domnul Iisus Hristos pentru veșnicie în cer. Toți aceia care ne-ai dat harul și ne vei da harul să-L avem pe El ca Mântuitor. Și dorim ca nimeni dintre cei care au venit astăzi, la momentul acesta așa de dureros și care nu l-au pe Domnul Iisus, să poată să își predea inima Mântuitorului. Mulțumim pentru că, bazați pe cuvântul Tău, știm că și Adelina, într-un moment viitor, dar foarte apropiat, va învia, va fi răpită la cer împreună cu toți credincioșii și vom întâmpina pe Domnul în văzduh și vom fi pentru totdeauna cu El. Încredințăm în mâna Ta familia, ne încredințăm pe noi, încredințăm lucrarea și te binecuvântăm. Amin. Amin. Oh,
capitolul 4, citesc versetul 13. Și de aceea și vorbim, știind că Cel care L-a înviat pe Domnul Iisus, ne va învia și pe noi cu Iisus și ne va înfățișa împreună cu voi. Eu cred că toți cei care suntem acum aici am avut pentru astăzi alte planuri, am avut alte gânduri, alte drumuri. Numai că această prea tristă veste pe care am primit-o, iată, ne-a adus în locul acesta, pentru că ne-am dat seama că aici sunt frați în suferință, sunt inimi lovite. Ne-am dat seama că aici este o familie în lacrimi. O familie care trece acum ca printr-un cuptor de foc. Și cred că toți am venit în locul acesta având acest gând să aducem ceva, să spunem ceva care să poată fi pentru mângâierea sau pentru încurajarea iubiților noștri, frați și prieteni. Cuvântul acesta am venit toți. Dar cred că, de asemenea, toți am realizat lucrul acesta, că odată ajuns și aici, suntem atât de departe să împlinim rostul acesta. Nu știm prea bine nici ce să spunem, nu știm prea bine nici cum să spunem, și într-adevăr, cum am putea să ridicăm noi pe cineva când noi înșine ne găsim în aceleași situații de slăbiciune, când și noi toți trecem prin aceleași probleme și ne confruntăm cu aceleași greutăți. Cum am putea noi, de la noi înșine, să ștergem măcar o lacrimă din ochii lor, când noi înșine suntem cu ochii în lacrimi? Dar tocmai din motivul acesta, am vrut să ne îndreptăm împreună toți spre Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care găsește soluții pentru noi, soluții de viață, chiar când tot ce ne înconjoară înseamnă moarte. Și în textul pe care l-am citit, este un om credincios, Sfântul Apostol Pavel, care se găsea aici tot în fața morții. El vorbește pe aceeași pagină din care am citit despre un cort al nostru pământesc, despre faptul că acest cort al nostru pământesc se strică. Aceasta este moarte. Și acest om credincios, Sfântul Apostol Pavel, găsește ce să spună în această situație. Are cuvintele potrivite. Și el găsește potrivit să vorbească nu despre moarte și amărăciunea ei și întristarea ei și lacrimile ei și pesimismul tot pe care îl aduce. Și el găsește potrivit să vorbească despre viață. Mă gândesc și la voi acum. Dumnezeu a scuturat cuibul vostru, căminul vostru și un pui a căzut. Dar n-a căzut ca să se piardă. El a fost preluat pe aceste aripi tari ale Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care a fost Mântuitorul personal al adeline.
după cum știm bine lucrul acesta. Aș fi dorit apoi ca Domnul să binecuvinteze trecerea Adelinei în mijlocul colegilor ei, a profesorilor pe care i-a avut. Ea a fost poate o colegă obișnuită, o elevă obișnuită. Dar ceea ce era deosebit era că ea purta înăuntru ei o vie speranță. Ea l-avea pe Domnul Iisus Hristos ca pe Mântuitorul ei personal. Ea avea preocupări care lega de cer, de veșnicie. Și dacă veți putea vreodată să citiți pe blogul pe care ea l-avea de câțiva ani și scria acolo gândurile ei, care chiar așa se și cheamă Firimituri de gânduri, veți putea vedea din preocupările ei. Vorbea despre viața de aici, care merită să fie trăită cu demnitate, chiar dacă sunt suferințe, dureri, neajunsuri, când știi că la capăt te așteaptă o bucurie eternă. Din câte mi-amintesc cuvintele care au fost scrise în ultimul timp, se încheie felul acesta, o bucurie eternă. Dar spunând despre lucrul acesta, mă gândesc că ar putea fi un gând. Ar putea fi un gând. Pentru colegii ei, pentru profesori, pentru cei care au cunoscut-o. Și să spunem de ce. De ce? Dacă ea era credincioasă, dacă se bucura de mântuirea personală prin Domnul Iisus Hristos, de ce a trebuit ca tocmai ea să treacă pe drumul acesta? De ce să lovească trenul tocmai pe ea? Nu cumva este nedreptate la Dumnezeu? Și aș vrea să vă spun să nu vă încărcați cu lucrul acesta rău de a-L judeca pe Dumnezeu. Pentru că nu este nedreptate la Dumnezeu. Și Dumnezeu face întotdeauna doar ceea ce este drept. Și Dumnezeu găsește că este drept să ia acasă la El pe Cel care îi aparține. Pe Cel care este spălat cu sângele Domnului Iisus. Pe Cel care este curățit prin credința în moartea Domnului Iisus. Este drept ca Dumnezeu să-L ia acasă. Este drept ca Dumnezeu să-și culeagă florile care sunt ale Lui. Aceasta este drept. Dar ați zice mai degrabă să priviți spre bunătatea și spre îndurarea Lui Dumnezeu. Spre îndurarea Lui Dumnezeu cu privire la dumneavoastră, care sunteți acum să ascultați aceste cuvinte. Pe cine să fi lovit trenul? Pe cine să fi lovit trenul? Pe altcineva? Pe altcineva care nu-L cunoștea pe Domnul Iisus și nu cunoștea mântuirea Lui? Ce tragic ar fi fost! Mai tragic decât acum! Dar iată, aveți acum această favoare, această șansă să puteți asculta un cuvânt de Evanghelie, un cuvânt de împăcare cu Dumnezeu și aceasta mai degrabă să vă facă să vedeți îndurarea și dragostea lui Dumnezeu manifestată chiar în situația aceasta prea tristă în care suntem acum. Că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce pentru noi toți, că Domnul Iisus Hristos a purtat păcatele noastre în trupul Lui pe cruce, că prin credința în El ne putem bucura de cer,
de veșnicie și aceasta este cel mai mare folos pe care îl putem avea în trecerea pe pământul acesta. Un folos pe care l-a găsit Adelina în trecerea ei scurtă pe acest pământ. Amin. Sunt și cuvinte pentru
cei care încă sunt în categoria descrisă aici de a nu avea speranță. Dacă noi mergem în cimitir, cum vom merge astăzi, poate ne vom aduce aminte și de aceste cuvinte care le-am spus. Putem privi pe multe monumente funerare, cuvinte care nu aduc speranță. Adio! Și câte alte asemenea inscripții care nici de cum nu aduc speranță. Singura care aduce speranță este Biblia, este Cuvântul lui Dumnezeu. Și aduce speranță celor care au speranță, celor care îl au pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitor și speranța noastră. Să nu vi se tulbure inima. Am văzut și vineri, atât cât a fost posibil, am văzut și ieri. Este impresionant de cât suntem astăzi aici. Nu știu dacă am venit doar de curioși. Am venit cu gândul de a aduce o mânduire familiei îndurerate. Și lucrul acesta este extraordinar. Ce s-ar fi făcut ei dacă ar fi fost singuri? Ce s-ar fi făcut? Așa au simțit o încurajare prin prezența noastră, prin lacrimi, prin flori, prin cuvinte. Este impresionant. Dar mai este ceva. Este Domnul Iisus Hristos care dă o mânduire care nu trece. S-a amintit înainte de fratele nostru că cei care vin, care ne însoțesc, vor pleca. Unii ne vor mai vizita. Și apoi, încet, încet, acestea se răresc. Pentru că așa suntem noi. Dar cel care este cu noi și cel care face lucrul acesta permanent este Domnul Iisus Hristos, cel viu, cel real, cel care este acum acolo în casa Tatălui. Acolo în cer. Acolo unde va duce pe toți ei săi și pe Adelina. Am citit acolo cuvintele de dragoste care Domnului Iisus. Să nu vi se tulbure inima. Eu nu pot să le redau. Și mă gândesc că nimeni de aici nu va fi în stare să redea așa de duios, cum a spus Mântuitorul, celor care erau cu El atunci, care știau că din momentele acelea se apropia plecarea de pe pământ a Mântuitorului. Dar El nu avea să plece oricum, ci drumul Lui spre casa Tatălui plecea prin suferință, trecea pe la cruce, trecea prin moarte. Și noi, dacă am fi fost la fel, am fi fost de triști. Să te gândești că ai stat o vreme cu Mântuitorul și apoi El a plecat. Ce se va întâmpla cu mine? Fiecare ne putem întreba. Și atunci, Mântuitorul nostru drag, te-a spus să nu vi se tulbure inima. Și am văzut în ultima parte a pasajului din 2 Tesaloniceni că rostul unor asemenea cuvinte este ca să ne mângâiem unii pe alții. Să ne mângâiem și încercăm să o facem. Și mângâierea constă nu doar în faptul că El acum e în cer, ce lucru mare, ci constă și în faptul că și noi vom fi în cer. Și cei de aici care încă nu prea au știut cum sunt lucrurile, pot să meargă acolo. Casa Tatălui e așa de mare, așa de imensă, că poate cuprinde toată lumea, miliardele de oameni. Dar în casa Tatălui nu se intră oricum, nu se intră pe oriunde, ci Domnul Iisus ne-a lăsat scris cum sunt lucrurile. Singura modalitate este prin Domnul Iisus Hristos, pentru că El este calea, este adevărul, este viața. Domnul Iisus. Domnul Iisus este. Și noi putem, oamenii, atât ca și cum suntem, indiferent de păcate am făcut, noi putem să venim la Domnul Iisus, pentru că mai scrie tot în această Evanghelie după Ioan, în altă parte, cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Nici de cum.
Să nu crezi că Domnul Iisus te va izgoni. Ne-a iubit și ne iubește pe fiecare dintre noi. Dacă venim la Domnul Iisus, așa cum suntem, ne pocăim, ne recunoaștem starea noastră și păcatele noastre înaintea Lui, este o lacră. Și cealaltă lacră este să luăm pe Domnul Iisus pentru noi personal, să ne încredem că ceea ce a făcut El la cruce, când a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, aceasta este singura modalitate de împăcare cu Dumnezeu. Doar în felul acesta putem să ne înfățișem înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că doar în felul acesta primim curățirea de păcate, primim iertarea de păcate, primim viața veșnică și multe alte binecuvântări care le găsim scrise aici. Să nu vi se tulbure inima cu mică. Tățica, Claudiu, Lavinia, Camelia. Să nu vi se tulbure inima, frați din adunare, rude, prieteni, colegi, să nu vi se tulbure inima. De ce? Dacă privim și ne credem în Domnul Iisus, atunci avem suficiente motive, chiar printre lacrimi, ca inima noastră să nu fie tulburată. Inima mea, inima dumneavoastră, toți au plâns. Să nu gândiți că poate dacă stăm în fața dumneavoastră, ne obținem lacrimile. N-am putea face altceva, nimic. Doar că purgându-ne lacrimile, toți am plâns. Toți am plâns. Da? Inima noastră este mângâiată tocmai de Domnul Iisus prin aceste cuvinte pe care El le-a rostit. Domnul Iisus va veni personal. Va veni personal și cu această încheiere. Va veni văzduhul pământului, cu autoritatea Lui de Dumnezeu, așa cum am citit. Și noi nu vom lua, cei care vom fi în viață în momentul acela, nu vom lua-o înainte. Nu, Adelina și altora care ne-au fost dragi, care au plecat la Domnul, nu vom lua. Ci ei vor avea parte, cum a spus un credincios, de harul învierii. Ei vor fi înviați întâi. Și apoi, noi și împreună cu ei, cu trupurile schimbate, nu vom mai fi în trupurile acestea supuse morții, supuse suferințe. Nu vom mai fi așa. Îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Îl vom întâmpina pe El. Și de acolo, El ne va conduce cu toată bucuria. Te va conduce în casa Tatălui. Ce fericit va fi. Când va vedea pe atâția și alții ca și noi, ca fiind rodul suferințelor Lui. Ne-a iubit când a venit pe pământ. Și iubirea Lui continuă că suntem noi pe pământ. Și va continua toată veșnicia. De ce? Pentru că așa a hotărât El. Așa a decis El. Și a făcut un sacrificiu care nouă ne-ar fi fost imposibil. A venit tocmai din cer pe acest pământ, în condițiile noastre, ca să facă posibilă mântuirea noastră. Ne mântuiem unii pe alții, cu speranța că Adelina, sufletul ei este la Domnul Iisus, dar cu speranța sigură că Domnul Iisus va veni și ne va duce în cer. O, ce bine ar fi! Dacă toți care suntem aici am pune la inimă aceste cuvinte și cei care nu avem pe Domnul Iisus să dăm trezare cuvântului Său. Amin. Oh,
1, versetul 3 spune: binecuvântat să fie Dumnezeu al oricărei mângâie, care ne mângâie atunci când trece prin suferință, ca și noi la rândul nostru să putem mângâia pe alții. Nicule, să înțelegi ce spune și cu alții. Astăzi, voi sunteți mângâiați, nu de noi, sigur și prin prezența noastră, dar singurul care vă poate mângâia este Domnul Iisus, este acela care v-a spus speranța. Și veți înțelege, poate până acum n-ați înțeles acest verset așa. Dar veți înțelege apoi și pe alții când vor trece prin asemenea momente că au nevoie de mântuire. Sigur, despărțirea totdeauna este dureroasă. În versetul 50 am citit: aceasta este mângâierea mea în întristarea mea. Care este această mângâiere? În întristarea mea. Probabil am trecut toți prin asemenea momente. Cât mai intensive sau mai puțin intensive, nu contează. Dar momentul catare este aceeași. Și nici n-aș spune că eu a suferit mai mult decât Nicu sau altul. Că au stat la 10, se crie sau au stat la 1. Să știți că durerea este aceeași. Când ne iubești cu copii, nu poți să spui că ai 10 copii, iubești mai puțin pe fiecare parte decât la care unul. Și să povești. Sentimentele nu se păstă așa. Nu se spate la 10 copii. Dar la fel este adevărat că cuvântul său ne-a dat viață ce privește veșnicia. Să știți că eu nu trăiesc cu speranța că poate o voi revedea pe ea mea. Sau pe alții care sunt la cea. Și cu acest moment ai speranță. Ai speranță că mâine afacerile vor merge mai bine. Sau mâine o să fiu mai sănătos. Sau poi mâine o să mă întâlnesc copii care sunt plecat în casă. Sunt speranțe care nu e sigură. Speranța credinciosului nu este așa. Nu se întemeiază pe ceva nesigur. Nu are temelia nici nesigur, nici mișcătoare. Temelia noastră este Iisus Hristos, care este stâncă. O stâncă care nu se zdrunce când bat valurile în ea. Poate să bate cât o vrea. Acest Dumnezeu este dragoste. Nu că vrea să iubească. El este, iubește. Te iubește așa cum ești. M-a iubit pe mine așa cum a fost. Plin de ură și de dispreț față de Dumnezeu, n-am zis nimic de el. Pleacă de la mine. Nu-mi trebuie reguli și impuneri prin viața mea. Îmi duc viața cum vreau eu. Și totuși m-a iubit. Știți unde am văzut lucrul acesta cea mai bine? Când m-am uitat la crucea la Golgota. Când toate păcatele mele au fost puse asupra unui care a nevinovat. Cât de dragoste! Imaginați-vă dumneavoastră să aveți pe întâi un născut, unicul fiu al lui Dumnezeu, scuipat în față și bajocorit, disprețuit de aceea pentru care murea. Cum ați fi reacționat? Păi cum reacționat dacă cineva ne scuipă în față? Nu trebuie să scuipă, nu mă vor vorbă să scuipă. Și deja mi se fierbinte toată, tot ce este în mea. Iar Dumnezeu cum a răspuns? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Încât l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și atât de a chemat în temele față de el. Și el s-a apropiat de ea și a spus: prețul pentru păcatele ta, pentru vina ta, a fost plătit. Prețul integral și cu deasupra și cu dobândă. N-am tot spune cu dobândă a plătit. Când Dumnezeu este satisfăcut, este liniștit. Nu trebuie mai să crede ceea ce a făcut Dumnezeu. Și acest lucru am citit și aici. Doamne, recunoaște pe aceea. După ce Dumnezeu a spus: nu te teme. Și când realizez că altul a plătit în locul meu, ce har este. Cel Dumnezeu al dragostei. A pus pe altul să plătească în locul meu. Și atunci spune: Doamne, Tu ai apărat cauza sufletului. Era așa cu sufletul meu. Pierzare veșnică sau mântuire veșnică. O asemenea clipă a fost și Adrian. Și când și-o dat seama că a plecat la cruce la Golgota, a văzut că este altul acolo care a plătit. Nu mai mână. Dacă vine Domnul
mult să se pierde aceasta. Știți ce s-a întâmplat? Acest căpat v-a schis durata lor. Cu atâta putere se vor învia toți cei care au vorbit în Hristos. Toate vorbind nu prin nimeni. Și eu plâng în coșul de plumb și-au pus. Ascuns, arș, în marea, în nu știu unde. Numai că Dumnezeu să nu mai găsească. Înseamnă că nu cunoaște pe acest Dumnezeu. Ce putere este el. Acela care a luat problema vieții și a sufletul său în mâna sa. Dacă vine Domnul Iisus acum și va suna strigătul, știți în armată din dimineața cei care s-au mai mandirat fost, dar aveți 5 zile. Când se strângă adunarea, se sună din trâmbiță și spune și trâmbiță va suna. Și tot ce mântuiți vor părăsi acest loc, în acest local, în următoarea clipă. Rămâne care la aici. Asta este catastrofa. Ești vrednic, Doamne Iisuse, să primești închinarea și adorarea noastră. Domnul să ne binecuvinteze și în acest sens. Există speranță,
Există Dumnezeu, El e creatorul sufletului meu. Dincolo de cer, dincolo de mare, dincolo de tot ce există sub soare, există speranță, există Dumnezeu. El e creatorul sufletului meu. Mai sus de galaxii, din țara eternă, ca roa dimineții, coboară pe pământ. Cele mai plăcute raze de speranță, omul și natura izbucnesc în cânt. Vrednic ești de slavă, vrednic ești, vrednic ești, Osana glorie, aleluia. De gândire, Iisus ne-a promis eternă fericire. Există speranță pentru univers, numai prin Iisus viața are sens. Dincolo de fapte, dincolo de gândire, Iisus ne-a promis eternă fericire. Există speranță pentru univers, numai prin Iisus viața are sens. Mai sus de galaxii, din țara eternă, ca roa dimineții, coboară pe pământ. Cele mai plăcute raze de speranță, omul și natura izbucnesc în cânt. Oh,
versetul 10. Pentru că întristarea potrivit lui Dumnezeu lucrează pocăință spre mântuire, de care nu-ți pare rău, dar întristarea lumii lucrează moarte. Dacă am fost atenți la adunare, în ultimul mesaj s-a vorbit despre lucrul acesta, că în astfel de momente inimile noastre sunt cuprinse de întristare. Este un mod normal că atunci când moartea vine ca o tragedie, în viața familiilor, în viața persoanelor individuale, inima noastră a tuturor să fie cuprinsă de întristare. Așa suntem noi oameni. Și e un lucru bun atunci când vine întristare. Să cuvântul lui Dumnezeu, iată, aduce înaintea noastră, în aceste momente atât de solemne, că există, iată, două feluri de întristare. O întristare potrivit lui Dumnezeu, care conduce la pocăință. Și o altă întristare, care duce la moarte. M-am gândit la doi oameni din Scriptură care au avut parte de astfel de întristări. Mai întâi, un bărbat care a umblat cu Fiul lui Dumnezeu 3 ani de zile. Un bărbat care a văzut toate minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos. Un bărbat care a auzit toate cuvintele Lui. Un bărbat care a mâncat cu El la masă. Un bărbat care a predicat. Un bărbat care a scos demoni. Un bărbat însă care a rămas neatins în inima lui. Un bărbat care a cunoscut ce este întristare. Bărbatul acesta este Iuda Iscarioteanul. Se spune despre el în Evanghelia după Matei că văzând că Domnul Iisus Hristos a fost condamnat, i-a părut rău, adică inima lui s-a întristat, dar doar atât. S-a dus la preoții de seamă și a spus: am vândut sânge nevinovat. Și apoi răspunsul implacabil a fost acesta: te privește. Și în inima lui Iuda a fost o întristare, o părere de rău. Și cu siguranță că noi toți cei care suntem aici avem în inimă acum întristare. Cuvântul ne spune că întristarea trebuie să fie după voia lui Dumnezeu. Lui Iuda doar i-a părut rău și următorul pas nu a fost spre pocăință. Următorul pas pentru el a fost spre moarte. Aceasta este întristarea așa cum o cunoaște lumea. Lumea care nu are nicio speranță, lumea care nu are mântuitor, lumea care în fața morții cunoaște întristarea și apoi tragedia morții și atât. E bine, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că întristarea după voia lui Dumnezeu conduce mai departe la pocăință. Și pocăința nu înseamnă să mergi la o adunare în care merg pocăiți. Pocăința nu înseamnă să faci parte dintr-o familie de oameni care sunt pocăiți. Pocăința nu înseamnă să cunoști pe din afară versete. Pocăința nu înseamnă să mergi la școala duminicală sau la întâlnirile de tineret. Nu aceasta este pocăința. Pocăința înseamnă să te pui de acord cu Dumnezeu în ceea ce te privește. Este momentul solemn de întâlnire, în starea în care te găsești cu Dumnezeul viu și adevărat. Un Dumnezeu, așa cum am auzit, minunat și plin de dragoste. Pocăința înseamnă clipa în care încetezi să te mai înșeli pe tine însuți. Să recunoști că ceea ce spune Scriptura despre tine este adevărat, adică nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Și starea aceasta aduce întristare. Atunci când Scriptura ți arată așa cum ești, inima se întristează. Atunci când moartea vine, și probabil aici sunt persoane care, nu probabil, cu siguranță, care au iubit-o foarte mult pe Adelina, care au inima extrem de întristată, poate colegi, poate prieteni. Dacă întristarea aceasta este după voia lui Dumnezeu, este un lucru bun. Dacă este după voia lumii, adică un sentiment care va trece peste 2 săptămâni, este o pierdere. Dumnezeu vrea să folosească această ocazie de mare tristețe când o tânără cu o mărturie atât de strălucitoare, vorbeam cu unul dintre verișorii ei aseară și îmi spunea că avea o mărturie atât de frumoasă în școală, avea o mărturie atât de frumoasă între tinerii credincioși din câmpul lung. A fost un moment în care ea a realizat cine este și și-a pus încrederea în Domnul Iisus Hristos. Și viața ei a fost o mărturie, o mărturie luminoasă. Chiar în dimineața în care a trecut în veșnicie, ea a refuzat compromisul. Fiind invitată să ocolească școala, a spus: nu, eu merg la școală. Și a mers la Domnul Iisus Hristos. Aceasta este pocăința, aceasta este realitatea unei relații cu Dumnezeu. Întristarea după voia lui Dumnezeu nu este tragică. Ea nu conduce la disperare, ea conduce la pocăință. Și atunci, de la pocăință mai departe, la credința în Fiul lui Dumnezeu.
Este atât de minunat ca, în adevăr, să cunoști sentimentul acesta al reconsiderării, al recunoașterii în fața lui Dumnezeu a ceea ce ești și a ceea ce ai făcut, dar să nu te oprești acolo. Spuneam cazul atât de trist al lui Iuda, care a realizat că a făcut un lucru foarte rău, care a restituit și banii pe care îi câștigase prin vânzarea Mântuitorului, dar nu a fost de ajuns. În inima lui nu a mai fost loc pentru pocăință. Și este atât de minunat dacă aceste momente de mare întristare, într-o singură inimă, pătrunde acum pocăința. Pentru că pocăința reală, adevărată, te conduce în legătură cu Fiul lui Dumnezeu, cu Cel care iubește atât de mult, așa cum am auzit, atât de mult încât s-a dat la moarte. Pentru El n-a fost prea mare distanța din glorie în mocirla în care ne găseam noi. Pentru El nu a contat și nu contează nici adunarea în care mergem, nici familia din care facem parte, nici cât de multă sau de puțină cunoștință biblică avem. Pentru El contează un singur lucru, ca în inima noastră să nu fie o întristare după lume care să ducă la moarte, ci o întristare care să conducă la pocăință și apoi la credința în Domnul Iisus Hristos. Adelina era o tânără credincioasă, așa cum foarte mulți suntem aici, tineri credincioși, sau tineri care sunt prieteni cu credincioșii, sau tineri care sunt colegi cu credincioșii, dar care nu cunosc realitatea acestei întâlniri, care știu multe, dar nu cunosc o relație vie și adevărată. Nu este important, spun încă o dată și am spus și ieri seară, nu este important numele pe care îl purtăm, creștini de diverse tipuri. Este extrem de important dacă în viața noastră a existat un moment real, un moment autentic pe care să-l știm noi și pe care să-l aprobe cerul. Inima întristată merge la pocăință și apoi la credință. Ea nu merge în disperare. Și iată încă o ocazie ca întristarea produsă de plecarea tinerei noastre surori să fie o întristare după voia lui Dumnezeu. O întristare așa cum îi place lui Dumnezeu. O întristare care se ducă în eternitate. Și fie ca Dumnezeu, Duhul Sfânt, să lucreze în inimile noastre ale tuturor. Ca plecarea ei să însemne, așa cum am auzit, o apreciere mai mult a relațiilor pe care le avem între noi. O apreciere mai mult a tinerilor care sunt supuși la atât de mari presiuni din partea lumii, din partea lumii creștine, din nefericire. O apreciere mai mult a Evangheliei, a purității Cuvântului lui Dumnezeu, o apreciere mai mare a persoanei Domnului Iisus Hristos, așa cum a făcut-o ea, îl iubea pe Domnul Iisus. Vrea mult, mai mult decât orice, să-i facă voi. Și fie ca această întristare care ne marchează inima să conducă pentru fiecare dintre noi. Cei născuți din nou, tot la pocăință, avem nevoie. Și pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus, să conducă la pocăință și apoi la credință în Fiul lui Dumnezeu, care s-a dat pentru fiecare dintre noi, acolo la Golgota, dar care nu a rămas acolo, care a coborât în moarte și care apoi a ieșit victorios și este acum în glorie și așteaptă o inimă care să cunoască întristarea aceasta care se ducă la pocăință. Amin. Amin.
Am un mesaj pentru colegii de clasa aia de Linei și pentru doamnele profesoare sau domnii profesori care pot fi aici. Și rog stăruitor ca miercuri dimineața când vor ajunge la școală să nu scrie în dreptul lui Tabac Adelina, Tajbac Adelina, să nu scrie decedat. Și când va fi strigată la catalog, colegii să nu spună că este absentă de zi Adelina, nici că este plecată la o altă clasă, ci să spună cu toată inima și cu toată gura că Adelina este la nuntă. Pentru că Adelina a plecat să se întâlnească cu mirele ei iubit. Adelina nu este aici, pe dealul Flămânda, care înghite sute și sute de oameni. Adelina nu este între noi. Adelina este într-o bucurie, după care eu și cu tine, prieten pământean, tânjim. Eu și cu tine tânjim după paradisul pierdut. Și Adelina a ajuns în sfârșit acasă. Poate ești colega ei de clasă și te gândești că anii se scurg și îți vei întemeia o familie. Poate te gândești că vei deveni mamă și vei purta pe brațele tale prunci. Adelina nu va mai merge la un ofițer de stare civilă, pentru că a mers vineri dimineața la prințul păcii și la regele regilor. Aș vrea să știi că Adelina, dacă astăzi nu mai este între noi, este dincolo, unde este mult mai bine și așa cum se spunea și acasă. Pentru că este cel cu cel care a gustat amărăciunea morții și a lăsat Adelinei doar dulceața morții. Dar aș vrea să te întreb un lucru. Voi citi trei versete ca trei semnale de alarmă. Și vreau să te întreb, prietene drag, cu toată seriozitatea, ce răspuns dai tu la acestea? Primul se găsește într-un psalm care spune așa: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Al doilea verset: așa vorbește Domnul, oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda îți va fi răsplătită, zice Domnul. Și al treilea verset: O, voi care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă este vreo durere ca durerea mea. Suntem invitați ca aici, pe buza mormântului, lângă bulgării care în curând o să se prăvălească peste sicriul acesta, să ne oprim. Să ne oprim din alergarea noastră și să te oprești, prietene scump, din alergarea ta. Și să știi că El e Dumnezeu. Dacă astăzi ai impresia că stăpânești peste clipă, mâine, mâinile tale pot fi încrocișate. Dacă astăzi picioarele tale aleargă spre zori frumoase ale acestei lumi, pline de vise îndrăznețe, mâine picioarele tale vor fi lipite. Și dacă eu sau tu vor fi următorul la care va fi ceremonia, aș vrea să știi că noi putem să mergem într-un cortegiu nupțial, nu într-un cortegiu funerar. Pentru că astăzi pot să spună că au fost la o mormântare numai cei pentru care Domnul Iisus nu e viu. Și te-aș întreba, prietene drag, cu toată seriozitatea, este Domnul Iisus viu în inima ta? Este El Domnul și Mântuitorul tău? Te-ai oprit vreodată la crucea din dealul Golgotei și așa cum te imploră Scriptura: O, voi care treceți pe lângă mine,
Te-ai oprit vreodată să-i vezi coasta străpunsă? Și te-ai oprit vreodată să-i vezi mâna străpunsă și fruntea încoronată de ghimpi? Te-ai oprit vreodată să-i vezi spatele brăzdat? Să-i vezi fața ca o cremene scuipat? Te-ai oprit vreodată să vezi că i s-a smuls barba? Te-ai oprit vreodată să vezi că i s-a dat să bea oțet? Că astăzi Adelina se poată să spună, viu este Mântuitorul meu! Că astăzi Adelina să nu poată să spună adio, ci să spună celor sfinți și răscumpărați de aici, de pe dealul Flămânda, la revedere! Și dacă într-o zi vom auzi toți glasul acelui arhanghel cu trâmbița lui Dumnezeu, dacă toți cei din morminte vor învia sfinții Domnului, dacă cea din urmă trâmbiță, morții vor învia și așa cum s-a spus acasă, pur și simplu capacul acesta va exploda și Adelina va învia într-un trup de slavă, cu cămașă de mire, cu cămașă de mireasă. Prietene scump, tu cu ce ești îmbrăcat? Cu religie? Cu fapte bune? Cu ritualuri? Cu cum se cădenie? Te ascunzi în spatele unei vieți duplicitare pe care poate nu știe nici mama, nici tata? Te ascunzi în spatele unei religii de formă, cu nume frumos? Poate religia ta se numește prea înălțătoarea credință sau dreapta credință sau drept credincios? Prietene scump, gândește-te cu toată seriozitatea. Astăzi a plecat scumpa noastră soră la Mântuitorul ei drag și avea un de lemn în candelă și a fost primit. Și vreau să cred că dragul otării de nuntă a fost înmirezmat de Domnul și Mântuitorul ei cu parfumuri alese, cu aloe, cu casir, cu nard. Aș vrea să cred că a intrat în odaia de nuntă și acum se uită la noi și spune: nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și păcatele voastre, pentru că vine o zi. Și prietene, te implor, în numele Sfânt al Domnului Iisus, împrietenește-te cu Dumnezeu. Lasă lumea și păcatul, realizează dragostea lui Dumnezeu, realizează că te cheamă de atâta timp, realizează că ești un biet păcătos, realizează de câte ori ai supărat pe Dumnezeu în decursul vieții, realizează că trăiești o viață independentă de El și realizează că ai nevoie disperată de El. Atunci când buzele tale vor tremura și voi cere ultima picătură de apă, dacă vei mai avea șansa aceasta, când vei întinde mâna să faci semn la infirmieră sau la asistentă, când vei chema din priviri pe mama sau pe tata la patul tău, dacă vei mai avea această șansă, când toate răspunsurile celorlalți vor fi n-am ce să-ți fac, singurul care poate să fie lângă tine este Domnul și Mântuitorul și va veni la tine cu aceeași mână străpunsă. Vei fi tu pregătit în momentul acela? Ești tu gata de plecare? În Amos, capitolul 4, cu versetul 12, spune: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Prietene scump, nu pune ploapă pe ploapă, nu bea picătură de apă de aici plecând, nu schița un zâmbet și o vorbă cu nimeni, nu pune capul de seară pe pernă până nu-ți dai răspuns ție personal la întrebarea: unde îmi voi petrece veșnicia dacă mor la noapte? Voi fi oprimit în odaia de nuntă? Voi fi oprimit de brațele pline de dragoste ale Mântuitorului sau voi fi fără El? Prietene scump, decizia ți aparține. Veșnicia e în mâinile tale. Nu se vor. Nu întârzi. Oprește-te. Oprește-te. Altfel va fi tragedia tragediilor. Astăzi, o lacrimă de-a noastră curge pentru că Adelina a plecat de pe pământ. Și spune la revedere celor ce le-au fost părinți. Dar o lacrimă curge de bucuria întâlnirii cu El. Tu din ce categorie faci parte? Tu, prietene scump, din ce categorie faci parte? Recunoaște starea. Doamne Iisuse, am nevoie de Tine. Îți deschid inima.
ca un copil, văd printre noi copii, copii naivi și inocenți. Vrei să ai o haină la nuntă ca a copiilor? Vrei să fii îmbrăcat cu sfințenia Domnului Iisus? Vrei să o vezi pe Adelina? Vrei că moartea să nu te mai îngrozească? Prietene, oprește-te. Oprește-te și privește la Golgota. Și Domnul Iisus spune, veniți la mine toți ce trudiți și împovărați. Amin. Amin. Cineva, o deschide.
ține-mă în mâna ta, să mă ascunzi, întinde-ți aripa, când oceanele să-ți voce să spune, când oceanele când oceanele cumplim, Doamne, dă-mi putere.